devoțiune. Căile devoțiunii sunt căi ale abandonării sinelui, în care sinele tău se pierde complet în sinele altuia. Acest altul poate fi o misiune, poate fi un ideal sau un simbol, precum un zeu sau un guru. Devoțiunea este angajamentul dus la extrem, angajament nebunesc, în sensul că trebuie să-l lași deoparte ordinea minții pentru a pătrunde în sălbăticia inimii. Când energia iubirii se revarsă spre binele celorlalți, va fi necesar să renunți la însăși identitatea ta pentru ceea ce pare a fi o ființă sau un simbol exterior. Pentru cei devotați, singurul lucru care există este obiectul devotamentului lor. Dacă energia devotațională este orientată către un guru, atunci respectivul îl vede pe acesta pretutindeni în orice lucru. Dacă este orientată către o misiune, atunci tot ceea ce contează este misiunea respectivă, iar toate celelalte lucruri trebuie să se adapteze acelei direcții unice. Ce am scris eu acolo? Dragoste cu un partener divin. Ce notițe am făcut? Da, pentru că îi mai zice și contagiunea tantrică devoțiunii astea. Ok, stai să văd cum am ajuns eu la asemenea notițe. Când se produce saltul de la angajament la devotament, se întâmplă un lucru extraordinar. Toată iubirea care s-a revărsat către obiectul devoțiunii începe dintr-o dată să se reverse înapoi către cel devotat, de pretutindeni din univers. În acel moment, cel ce manifestă acest Siddhi îi numește pe toți, inclusiv pe sine, cel iubit. Acești oameni afirmă că până și pietrele sau copacii își trimit dragostea către cel iubit. Inima lor se topește la întâlnirea cu orice ființă și orice lucru care le iese în cale. Deseori ei devin poieți, servitori ai altora sau sunt cuprinși de o beție divină. Devoțiunea și beatitudinea sunt inseparabile. Acești oameni sunt efectiv posedați de iubire. Aura unei astfel de ființe este atât de blândă încât atrage aproape pe oricine. Când întâlnim această frecvență în carne și oase, este aproape imposibil să o refuzăm. Ia să vedem ce spune despre Tantra. Tantra se referă la transmutarea energiei sexuale sau de frecvență densă în energie divină. Când permiți energiei devoțiunii să se manifeste în lume, începi să înțelegi că prin tine se mișcă o altă energie decât cea a corpului tău. Această energie de frecvență înaltă provine de la corpurile superioare și în particular de la corpul al cincilea, numit corpul budic. Ok. Cu cât frecvența ta devine mai rafinată, cu atât mai mult simți această energie sau vitalitate mișcându-se în tine. La niveluri de frecvență ridicate, oamenii devin interesați de practici precum yoga. Eu am devenit interesat de practici precum yoga, care îi ajută să devină și mai sensibil la acești curenți vitali din corp. E, mai am până acolo. Când curenții vitali încep să se deplaseze prin piept și inimă, se activează energia devotamentului. Vreau și eu să simt cum se deplasează curenții vitali prin piept și inimă. Cum fac asta? Aceasta este esența tantrei, abandonarea spontană a ființei față de evoluția ei superioară. O să mă concentrez spre asta. În multe practici tantrice, discipolii se vizualizează pe sine cum fac dragoste cu un partener divin. De aici era notița mea cu dragostea cu un partener divin. Bun. Deci, în multe practici tantrice, discipolii se vizualizează pe sine cum fac dragoste cu un partener divin. Sau în corpul lor se produc transformări alchimice prin relații sexuale susținute cu o altă persoană. Transformări alchimice. Fiind o cale opusă yogăi,
care se bazează pe disciplină, yoga se bazează pe disciplină, tantra înseamnă să lași viața să te ducă acolo unde vrea. Ah, ce fain! O asemenea cale atrage foarte multe judecăți de ordin moral din partea societății, deoarece este în esență amorală și dată fiind natura energiei sexuale inerente acestei chei, deseori calea presupune depășirea taburilor. Însă dacă urmezi o asemenea cale cu dedicație absolută, în cele din urmă frecvența conștiinței se ridică la nivelul devoțiunii. Calea devoțiunii este una dintre cele mai simple metode de a atinge divinitatea. Iată de ce se regăsește în atâtea dintre marile religii. În cazul de față se bazează pe conceptul de relație sacră, iar metoda sa este venerarea și rugăciunea. Venerarea presupune o anumită venerare și rugăciune în relație cu un partener sacru, divin. Interesant. Are ceva erotic acolo, relația asta, clar. Se bazează pe conceptul de relație sacră, iar metoda sa este așa, am zis, venerarea presupune o anumită siguranță, deoarece întotdeauna rămân cel care venerează și obiectul venerat. Însă, între tărâmul, mă apropii de final, între tărâmul darurilor și tărâmul sidic se întinde marele abis, adică între atașament și devoțiune se întinde marele abis. Acest abis pune capăt venerației. Principala provocare pentru discipol este să se lase anihilat și să facă marele salt către întruparea deplină. Când discipolul traversează prăpastia, niciodată nu ajunge pe malul celălalt. Rămâne doar divinitatea. Ai înțeles? Aceasta este dilema tărâmului sidic. Când vorbește o asemenea persoană, este ca și cum ar vorbi însuși Dumnezeu, nu un umil discipol al său. Aici iau sfârșit majoritatea religiilor. Odată ce se manifestă acest dar, acest har al devoțiunii, întreaga viață devine o rugăciune. Iar a ne ruga nu mai are sens. La cine să te mai rogi dacă ești o întrupare a divinității? Vai, asta mi-aduce aminte de o poveste cu cineva care zicea că în momentul în care muncește, este ca și cum s-ar ruga. Orice faci este o rugăciune. Faptul că existi și că respiri este o rugăciune. Așa înțeleg eu aici ce zice. Întreaga viață devine o rugăciune, iar a ne ruga nu mai are sens. Devoțiunea este complet molipsitoare. Oriunde s-ar duce această persoană inspirată, inspiră devoțiune în ceilalți. Aura sa electrică, aproape sexuală, creează valuri considerabile atunci când apare în lume. Așa sunt maestrii cărora nu le pasă de moralitate sau taburi. Îi interesează un singur lucru, să te abandonezi în inimă. Da, e ușor de ok. Devoțiunea pare să fie o energie haotică, fără structură sau ritm. Ceea ce pare haos celor din exterior este în realitate o stare profundă de transcendență sălbatică, armonică, în care s-au topit granițele realității normale. Devoțiunea presupune să spui da vieții, să te oferi absolut oricărei ființe sau oricărui lucru care ți se încale. Mesajul său este să crezi în inima ta, mai pe sus de orice, și să nu-ți faci niciodată griji în ce privește consecințele. A fi devotat înseamnă a sta pentru totdeauna în brațele divinității. Foarte frumos scrie Vicearul Rud.